Maramureșenii care au mașini aduse din Marea Britanie trebuie să știe că Registrul Autoromână a anunțat câteva modificări în ceea ce privește înmatricularea acestor autoturisme în cazul unui Brexit fără acord. Printre modificările anunțate de reare se numără necesitatea unei reomologări a vehiculelor noi, dar și faptul că mașinile second-hand, provenite din Marea Britanie cu volanul pe partea dreaptă, nu vor mai putea primi carte de identitate, indiferent de omologarea în baza căreia au fost înmatriculate. Modificările nu vizează mașinile deja înmatriculate în România. Reare a anunțat că, începând cu 30 martie, dacă nu se semnează un acord privind Brexit sau dacă nu se amână de comun acord data ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, vor exista câteva modificări în ceea ce privește înmatricularea mașinilor provenite din această țară. Astfel, vehiculele noi care au fost omologate în Uniunea Europeană de tip de către UK nu vor mai primi automat cartea de identitate a vehiculului în vederea înmatriculării, dat fiind faptul că omologarea UE de tip și certificatul de conformitate aferente își pierd valabilitatea de la 30 martie. Aceste vehicule vor fi supuse unei reomologări individuale cu verificarea condițiilor tehnice aplicabile pentru vehicule noi. Prin urmare, REARE recomandă înmatricularea vehiculelor aflate în această situație până cel târziu în data de 29 martie 2019, precizează REARE. De la aceeași dată, la eliberarea cărții pentru vehiculele utilizate, nu mai sunt recunoscute omologările UE de tip acordate de UK, fi necesară o reomologare individuală aplicabile vehiculelor utilizate care provin din state terțe. În cazul emisiilor poluante se impune condiția privind nivelul minim de poluare Euro 3. Potrivit instituției, niciun autovehicul deja înmatriculat în România nu va fi afectat de modificări. În perioada 2006-2019 au fost introduse în România aproximativ 62.400 de vehicule care au fost anterior înmatriculate în Marea Britanie. Sute de mașini au fost înmatriculate și în județul Maramureș.